Pentru îndrăgostiți sau nu de Sfântul Valentin, poliția rutieră a pregătit un cadou special, noul cod rutier. Acesta intră în vigoare chiar de ziua îndrăgostiților, însă nu vine cu mâna goală, ci cu o mulțime de modificări menite să-i sperie pe șoferii inconștienți. Și pentru că un punct amendă înseamnă 10% din salariul minim brut pe economie, amenzile au crescut de la 1 ianuarie. Un punct amendă este acum 97,5 lei. Pe lângă această creștere a amenzilor, același lucru se anunță și în cazul contravențiilor. Interesant este că de la 1 iulie va fi o nouă creștere a amenzilor odată cu mărirea salariului minim brut pe economie de la 975 la 1050 de lei. Până atunci însă vă prezentăm câteva exemple de sancțiuni ce pot fi aplicate șoferilor pentru ce anume și în ce cuantum. Amendă maximă, adică 9750 de lei, va fi aplicată șoferilor care nu opresc la trecerea la nivel cu calea ferată atunci când semnalele acustice și vizuale sunt pornite. De asemenea, cu 9600 de lei vor fi sancționați și șoferii care sunt implicați în accidente rutiere și care au o alcoolemie mai mare de 0,25 la 1000 în aerul expirat. Șoferii care vor trece pe culoarea roșie a semaforului vor fi sancționați cu amenzi de 4.000 de lei. Vorbitul la telefon în timpul condusului unui autovehicul sau nepurtarea centurii de siguranță va atrage amendă de 1.600 de lei, de 10 ori mai mult ca amenzile de până acum. Șoferii care nu-și vor plăti amenzile de circulație vor rămâne fără permis.